Pupici dulci, rețeta lui Mary Poppins. Jumătate de kilogram de migdale, o cană de lapte praf, o cană de zahăr pudră, o linguriță de esență de migdale, jumătate cană de lapte, zahăr pudră suplimentar pentru acoperirea pupicilor. Scufundați migdalele într-un vas cu apă clocotită timp de un minut. Când s-au răcit îndeajuns pentru a le atinge, decojiți-le. Măcinați-le foarte fin, într-o mașină de tocat sau într-un blender. Amestecați la oaltă migdalele măcinate, laptele praf și zahărul pudră. Adăugați esența de migdale și laptele. Aveți grijă să nu adăugați tot laptele dintr-o dată. Amestecați bine și frământați compoziția cu mâinile. Aluatul trebuie să fie foarte consistent și ușor lipicios. Este posibil să fie nevoie de un pic mai mult lapte în cazul în care aluatul nu se leagă. Acoperiți vasul și puneți-l la rece timp de o oră. Pudrați-vă mâinile cu zahărul suplimentar și faceți biluțe, folosind aproximativ o linguriță de aluat pentru fiecare guguloi în parte. Rostogoliți bilele prin zahărul pudră și păstrați-le într-un loc răcoros sau în frigider. Veți obține aproximativ 60 de pupici, excelente pentru o tratație specială înainte de culcare, spune Mary Poppins.